Maria a tot fost rugată să posteze rețeta de cozonac pe care o făcea și în casa Mireasa și am văzut cu toții că ieșea foarte bine. Așadar, azi a făcut această postare în care spune: am tot primit mesaje în legătură cu rețeta pentru cozonac, așa că stați aproape, gospodinele mele, pentru că următoarea postare este cu rețeta pentru cozonac. A postat și câteva imagini cu pregătirea acestei rețete. Ceva mai târziu, Maria a făcut o postare în care scrie: sos pierdut, șoc, Țiți, hai acasă, mi este dor de tine, și a pus un emoticon din acela cu plâns. Îl căuta pe Antonio, l-a dat dispărut. Antonio a văzut și el postarea Mariei și a pus-o și el pe Instagram. Ca și răspuns, a pus emoticoane din acelea cu râs și a zis că nu mai are nimic de spus, dar i-a prins bine și a revenit acasă. Antonio intra pe ușă, a pus Maria un scurt filmuleț tocmai când el intra în casă. Avea sticla de apă, limonada, obosit. A fost la sală Antonio, la antrenamente. Așadar, Maria ne spune că s-a liniștit. În această postare scrie: l-am găsit, a venit după foarte multe ore. Sunt la fel de haioși și de amuzanți. Postările lor sunt foarte haioase și foarte drăguțe.